Îi se spune micuța Celine Dion. Ea este Elena Hasna. Hai, te rog, pe canapea să-mi spuneți dacă merge microfonul. O să meargă microfonul. Uite, ai unul chiar aici pentru vorbe. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ai revenit pe lângă noi. Am o listă cu toate concertele tale din următoarea perioadă și mă ia ușor amețeala. Cred că părinții tăi o să bată ceva drumuri. Te înalți cu apariție ce trece, de câte ori vii la noi ești mai înaltă cu 2-3 cm. Asta înseamnă că vei crește sub ochii noștri, nu-i așa? Iată-ne iar în aceeași postură. Din 28 noiembrie și până pe 14 decembrie ai vreo 20 de concerte în Franța? Da, așa este. Na. Ai mai făcut niște tururi de-astea, ai fost pe la... Ai fost prin America, am înțeles, da, o lună pe la românii America, de acolo. Am fost în America o lună în Chicago, unde am cântat pentru comunitatea de români. Sunt mulți acolo? Sunt foarte mulți. Da, e unul de-l cheamă Oțel, e unchiul Dani, de singurul, da, din neam care a trecut Atlantic, e acolo. Spune-mi, ce ți-a plăcut cel mai mult în America? Păi, nu știu, probabil cel mai mult mi-a plăcut la Disneyland. Ai fost la Disneyland? Da, în Florida. Cel mai mult mi-a plăcut acolo. În rest ai comportat ca o artistă. Adică la Disneyland ai fost copilul Elena, nu? Și pe scenă ai fost artista Elena. Da, da. Ce faci în Franța? Cum ai ajuns să cânti în Franța? Păi după ce am cântat la Next Star piesa Je suis malade, da? Am primit mai multe mesaje de la un domn numit Christophe, care m-a rugat să cânt în Franța. Și am fost și anul trecut de Crăciun, da? Și a rămas ca să mergem și anul acesta. Și tocmai am primit mesaj că de pe 28 noiembrie până pe 13 decembrie să am în jur de 20 de concerte acolo. Mamă. Povestea este foarte frumoasă, în caz că nu vă mai aduceți aminte. După ce a cântat pe scena Next Star Je suis malade, a cântat și într-o dimineață aici pe la 8 și un pic și ne-a răbășit toată ziua. Colegii de la Digital și colegii de la Next Star au făcut pachet înregistrarea și au trimis-o chiar compozitorului piesei, care te-a felicitat, ba chiar te-a inserat pe pagina lui de Facebook și a zis: uite, cine încântă piesa, ce voce senzațională, mai întrebați de fata asta. Și de atunci, uite, a trecut un an și ceva, tu ai ajuns să ai 20 de concerte, nu un concert, dar să ai 20 de concerte în Franța. Înțeleg că pe 7 ești la... Mâine o să am concert în Olanda. Mâine te duci în Olanda, da, la Amsterdam. Da. Și Ducu Berții parcă pleca la Amsterdam, cred că vă întâlniți acolo. Cum simți valul ăsta, schimbarea asta de la fetița timidă care a urcat pe o scenă cu microfonul? Mă simt foarte, foarte bine, pentru că eu de mică mi-am dorit să cânt pe scene mari. Măi, da, direct așa, tu îți dai seama câte fete din showbiz-ul ăsta te invidiază, că încearcă de atâția ani și mai mult de mizil și tecuci, n-au prins nimic. Și tu ai 20 de concerte în Franța, da? Ăsta este afișul concertului? Da, da? Din Olanda. Un tribut Diana Ross, Johnny Cash și invitată specială, uite-o, Elena Hasna. Te-ai gândit așa, ți-ai făcut planul, e un Disneyland și în Franța, adică poți să duci acolo dacă vrei neapărat să te simți din nou copil. Ți-ai făcut un plan ce faci în Franța, ce ți-ai de acolo, ce aduci acasă? Încă nu mi-am făcut planul. Nu ți-ai făcut planul? Nu. Știi cumva orașele pe unde o să cânti? O să cânt în regiunea Alsaciei. În Alsacia? Da. Eu știu doar Lorena acolo, că nu abar n-am zona aia, Ardeni. Mulțumim tare mult că ai trecut pe la noi. Și eu vă mulțumesc. Ne emoționez foarte tare când apari. E foarte greu să îți ia cineva un interviu, mai ales de cineva de teapa mea. Mulțumim tare mult, Elena Hasna, de căutat pe Facebook-ul ăsta românesc. Cum îți zice? Elena Hasna? Elena Hasna Official. Official. Acolo puteți aflați mai multe despre micuța noastră. E o săptămână când întâlnim speranță la tot pasul și Elena Hasna este parte din speranța noastră. Când vezi așa talent, îți dai seama că nu suntem pierduți, ba chiar avem un viitor mare pe care trebuie să-l construim zilele astea împreună. Mulțumim încă o dată, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem la Neața cu vorbe și cu oameni minunați. Neața cu Răzvan și Dani.